Ei, salut dragilor, azi vă voi arăta cum funcționează motocultorul meu Rudy 6500 ACC-ul la frezat. Bineînțeles, după ce prima dată am arat, am făcut și video cum am arat cu el, vedeți în videole mele și acum părea cum băr frezele. Deci intră foarte bine și îl face pământul, uite așa, aici îl nisipă face. Îți intră cât e bocancul până aici, ceafânez în el, e foarte, foarte, foarte bun. Și eu l-am luat la un preț foarte bun. Mai știu, unul de 20 de milioane am dat pe el. Poate de 700 de care e mai scump. Bun, hai să-i dăm bătaie. Și acum o să vă fie cu viteza întâia, mere și în a doua. O să vă arăt cum mere și în a întâia și în a doua. Uite ce frumos îl face. E un pic și moale și la mine. Face foarte frumos. Dar eu mă duc întâi, că am și timp. Nu mă grăbește nimeni. Mă bag cu tot în pământ, nu... Mă bagă și pe mine, știu cum e mai înalt un pic. Nu reușesc să mă fac față cu el. Dar așa sunt, dar nu-i suficient cât e. Uite că m-am zis și zice cu bocancul. Acum dacă îl bag mai tare. Aici e destul de bine. Se dezvoltă mult cu vii cartofi la perfect. Fac o pauză, că mult m-a întrebat dacă am mai altoit în prun, am altoit acest cires, ăsta e altoit în corcoduș, adică că nu e în prun, dar e în corcoduș, tot fost în buros, uite ce frumos e. Deja e al 7-lea, 8-lea an, cred că, dacă nu mă înșel, ce frumos arată. Altoile în corcoduș, duce mult și bine, rădăcină foarte puternică, foarte bine. Corcodușul la altoit, în special la cires, sau la cai.
asta a fost motocultorul meu. Eu îți mulțumim de treaba care o face. Restul acum depinde doar de Dumnezeu. Plantarea și tot. Doamne ajută. La revedere.